2 aprilie este data în care va începe bătălia părinților pentru înscrierea copiilor în clasa 0 sau clasa 1. Așa cum era de așteptat, sunt unele modificări față de anul trecut. Dacă în 2012 au fost 4 etape în care părinții puteau să aleagă o școală, acum au rămas 2. Prima, în perioada 2-22 aprilie, este cea în care se poate opta atât pentru școlile de circumscripție, cât și pentru restul școlilor, urmând ca în etapa a doua, 8-17 mai, copiii se poată fi înscriși numai la școlile cu locuri rămase libere. În cazul celor care se înscriu la școlile din afara razei de domiciliu, sunt aplicate câteva criterii de selecție. Au întâietate cei care au un frate care învață acolo, orfanii sau cei cu un grad de handicap. Copiii care împlinesc 7 ani până în 31 august se pot înscrie în clasa 1 dacă părinții solicită acest lucru. În schimb, cei care împlinesc 7 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie și vor să meargă în clasa 1 vor trebui să treacă de o evaluare a dezvoltării psihosomatice. Această evaluare se va face în perioada 2-19 aprilie. Pentru înscrierea în clasa pregătitoare avem nevoie de următoarele acte. Cerere tip de înscriere. Fotocopia actului de identitate al părintelui. Fotocopia certificatului de naștere al copilului. În cazul unui copil care împlinește 7 ani după 1 septembrie, este nevoie și de copia evaluării psihosomatice.